Salutare, oameni buni! Bine ați venit la ultimul episod din cariera cu Crowley Town. Astăzi se încheie o poveste frumoasă, băieți. Dubla din Champions League din semifinale cu Atletico Madrid, după care vom avea finala dacă ajungem acolo, unde vom pica ori cu Real Madrid, ori cu Barcelona. Dar pentru început, o simulare cu Arsenal în campionat. Hai să vedem ce fac băieții mei. 4-2 pentru Arsenal. Ne-o luăm. Și vine prima manșă. Atletico Madrid tot pe Crowley Arena. Vom juca. Ce au ăștia aici? Oblak Junior, Ndika, Kosunu, care este capitan, Mazraoui, Jones, Zubimendi, Gnonto, Valera, Farias și Osimhen. Mamă, ce atac au! 4-4-2 ofensiv. Au, joacă ofensiv Atletico. Minunat. Noi avem cea mai bună echipă în teren încă o dată și să înceapă nebunia. Cred că este prima dată când ne întâlnim cu o echipă din Spania. Dacă nu mă înșel, nu cred că am picat în Europa cu o echipă din Spania, nu? Eu așa țin minte. O să fie foarte interesant. Aia e clar. Atletico, echipă bună. Am fost o dată trecută cu Osimhen, cu toată lumea acolo, Zubimendi, au echipă, Oblak în poartă, un alt portar mare. Bradley Fink cu un dribbling superb, acolo îl pune în cur pe adversar, Bradley Fink cu încă un dribbling, dar Ndika, l-am vrut și eu pe Ndika, am vrut să-l cumpăr, dar am zis să-l luăm pe Todibo. Aveam de ales între ăștia doi. La balon, Jankovic către Balde, Balde către Jankovic. Balde continuă alergarea acolo în bandă și se duce și poate centra. Foarte bine, poate centra. Chiar este Youssou Keita cu un super gol. Du-te, dracu. Bine, bă, Keita, bă. Bine, bă, băiatule. Youssou Keita, regele înscrie, băieți. 1-0 pentru echipa noastră. Superb. Alejandro Balde a construit superb acest gol. Și Youssou Keita dintr-un vole bagă mingea în poartă. Minunat. Ia uite-l, tată. Pa, superb. Ce frumos a plasat mingea în poartă. Și azi vedem câte goluri are în Champions League. 15 goluri în 11 meciuri. Încă avem șanse să-i bate recordul lui Ronaldo, băieți. Pasă acolo Gnonto, un jucător bun pe care l-am avut și noi într-o carieră mai de mult. Pericol, Faria scapă călcâi. Superb, wow, ce fază. Dacă noi am construit o fază frumoasă, e bine și ăștia la fel, băieți. Osimhen înscrie pentru 1-1. Farias cu o super pasă, ce frumos. Se joacă fotbal de calitate aici, în semifinală. Cornerul către Youssou Keita cu o foarfecă legendară, dar Oblak prinde, bă băiatule, cum ar fi fost. Este Balde acum la minge și acum Jankovic s-a dus, Bradley Fink, fantastic, trebuie să devieze Oblak, însă sare, fenomenal. Dar nu-l dărâmă pe Fink totuși, de apreciat. Recuperează Rovella, minge la Youssou Keita, pasă acolo către Fabio Monteiro, gol! Bine, bă, băiatule, și mai dă unul. Hai cu 3-1, tată, bun, 2-1 cu Atletico Madrid. Geniul portughez marchează un gol frumos, Oblak a fost pe minge, dar nu a scos-o. Hai să revedem faza. Fabio Monteiro e acolo, un exterior fantastic și Oblak a alunecat. Ce a făcut? A căzut, nu s-a aruncat după minge, s-a aruncat pe gazon. Dar este un gol frumos, 3 goluri superbe până acum. Alejandro Balde. Nu, ce pasă către Bradley Fink, Bradley Fink către Youssou Keita. Gata, tată, calmați-vă că a venit Youssou Keita. A venit Youssou Keita și a zis că mai dă un gol. Ajunge la 16 goluri în 11 meciuri de Champions League. Absolut fenomenal Youssou Keita. Mândria din Crowley, băieți, gabonezul nostru. Dar ce pas a dat Balde. Balde cu două contribuții uriașe în acest meci. Uriașe. Superb. Am vrut să fiu sigur de gol, așa că am pasat. Și Youssou Keita cu un gol mai aproape de a-i egala recordul lui Ronaldo. Încă un gol. De un singur gol mai are nevoie. Noarul celor de la Atletico. Gnonto acum. Osimhen. Un tackling superb al lui Miranda. Dar tot rămâne mingea la ea. Apără Morio. Trebuia să o facă și el, mă. Trebuia să iasă și el în evidență. Mai mult am dat pas acolo. Dar până la urmă se termină repriza. Nervos Morio. Gesticula pe acolo. Hai să vedem la pauză ce putem schimba. Avem 3-1, un avantaj sănătos pentru echipa noastră. O să intre Caleb Chukwuemeka. Facem din nou schimbarea Chukwuemeka, băieți.
O să-i dăm o repriză lui Caleb. Va intra și Kvaradona în locul lui Monteiro. Va intra și Paredes în locul lui Rovella. Băgăm câteva rezerve în teren, mai odihnim puțin. Valera, se duce în bandă Valera. Pericol, pericol, pericol. Pericol. Să sperăm că scăpăm de faza asta. Pericol mare, Osimhen apără Mourinho. Incredibil, point blank a șutat. Fuuu, cum am scăpat de gol aici. Numai Mourinho știe. N-a fost offside aici, n-a fost offside și este pericol mare. Nonto trece, Nonto însă se calmează de unul singur. Mamă, nu pot să cred că a trimis. Wow. Nonto ne-a nodat picioarele la trei jucători acolo și pasează decisiv. Și înscrie Osimhen cu... Vine cu dubla Osimhen, intră la noi Alex Lopez în apărare în locul lui Todibo. Și este 3-2, iată cum se complică situația. Totuși conducem, măcar atât. Final de partidă, 3-2 pentru noi. Și Atletico mai reușește să dea un gol pe final de partidă, din păcate. Un 3-1 era aer curat, dar omul meciului cine este? Keita, 2 goluri și 1 asist a contribuit la tot Keita. Osimhen nota 8. Paredes a intrat, n-a jucat nimic, Vara a intrat, n-a jucat nimic, într-adevăr. A murit doar 6.4, având niște intervenții colosale. Finalul semifinalei, băieți, returul cu Atletico, mergem la ea acasă pe Stadio Metropolitano. Jucăm din nou cu cea mai bună echipă, ăștia la fel, o să fie greu, rău de tot, dar nu ne dăm bătuți. 3-2 pentru noi, avem prima șansă și trebuie să profităm de acest lucru, băieți, așa că haideți să dominăm competiția. Ia uite-l tată, omul care poate egala recordul lui Ronaldo la un gol distanță de egalare. Ronaldo păzea că vine Keita. Vine acolo, recuperare bună și putem pleca aici la un contraatac. Pleacă Bradley Fink, un animal ca el, mă, să aibă așa viteză, tată, dar degeaba, din păcate. Ok, Jankovic rămâne pe poziție și este acum Youssou Keita, care găsește culoarul, prinde însă Oblak. Youssou Keita, în partea cealaltă, de obicei îl vedem pe dreapta, acum e pe stânga, o pasă bună către Rovella. Bradley Fink, tresopu! Bradley Fink, ce bombă trimite Bradley Fink și a început să danseze după acea bombă, tată. 1-0, 4-2 la general. Hai băieții că se poate, ce bombă trimite Bradley Fink, pasa de gol a lui Rovella. Îl învingem acolo pe Oblak. Oblak are lovărul mare, dar pare cam slăbuț. Farias îl găsește rapid pe Osimhen. Apără Mourinho. Bine, așa da, așa se face treaba. Monteiro frumos acolo către Rovella. Rovella acum către Jankovic. L-am văzut pe Youssou Keita, care aproape să este în fața recordului, dar scoate Ndicka. Haide Todibo, nu așa, nu, nu, nu băgăm tehnicuri riscante, vă rog frumos. Pericol, Todibo, trebuie să oprească mingea asta, o deviază Jones, un Lukaku de Madrid, superb. Mai rău ne încurcă și acum pot pleca ăștia la contraatac, dar Miranda, Miranda, de ce nu mi-a anulat? Pasă acolo, boy, de capul meu, ce bară. Osimhen, Osimhen șutează fantastic, dar lovește bara în forță. La fel ca Bradley Fink, numai că el a dat în bară. Cine este atacantul superior? Normal că Bradley Fink. Este Rovella acum, pasă către Youssou Keita, Youssou Keita către Monteiro, Monteiro către Fink, Fink către recordul lui Youssou Keita acum, mă! La egalitate cu Cristiano Ronaldo, zi istorică, băieți, zi istorică, extraordinar, regele egalează recordul lui Cristiano Ronaldo, 17 goluri într-o ediție de Champions League, absolut minunat, bă băiatule! Aplauze pentru Youssou Keita, he did it, boys. Dar trebuie acum să mai dea un gol. German pasează acolo, este Curtis Jones, Osimhen pasează și este Max Ahrens, bine poziționat. Și Rovella acum trece, fantastic Rovella, ce viteză, ce avânt, ce a luat și o pasă către Youssou Keita. Îl vede pe Bradley Fink, Bradley Fink, 3-0 la pauză, duceți-vă dracu Atletico. Simeone, culcat, dormi. Nu te aud, Simeone, nu te aud, nu te aud, zi ceva că nu te aud. Înscrie Bradley Fink o dublă din pasa lui Youssou Keita, tata. Ce frumos, ce bine a mers faza asta, i-am surprins, ce preluare a lui Youssou Keita și finalizarea simplă.
3-0. Avem avantaj grămadă, nu mai are ce se întâmple, zic eu, așa că hai să băgăm rezerve, să ne distrăm. Macar Papa va intra, Keita o să rămână că poate bate recordul. Monteiro, ia ești tu de aici. Schimbăm, băgăm Ciucu Emeka. O tripletă ofensivă aici. Asimetrică, va intra De Bruyne. Va intra Ramizer. Și o să intre și Gordon, tată, din Liga a 4-a. Doi oameni din Liga a 4-a pe partea dreaptă. Gordon, Ciucu Emeka, cu ei am început, cu ei terminăm. Este Gordon acolo, fantastic, Gordon recuperează. Bravo, bă, băiatule, bă. Gordon joacă în semifinală de Champions League. Minunat, Ciucu Emeka către Ramirez. Ramirez către Macar Papa. Macar Papa cu șutul, prinde Oblak. German... blochează Balde foarte bine, bravo. Bravo Balde, însă Mauro Junior vine să facă pressing, pericol, foul, se lasă avantaj. Și nu se dă lovitură liberă, a trecut avantajul, bun. Mauro Junior, bine acolo, Balde, impecabil. Balde, frumos acolo cu De Bruyne, combină băieții, dar pasăm greșit aici. Pericol, Osimhen, șutează Osimhen, apără Morio, clean sheet vreau. Bine acolo Gordon, fantastic, și este Caleb Ciucu Emeka acum. Minge la Macar Papa, Macar Papa către Youssou Keita. Youssou Keita se poate duce, însă se duce Ciucu Emeka lângă el. Caleb, Caleb, nu! Bă, nu se poate. Oblak s-a gândit să apere așa pe final de meci. Mamă, Onana, ce războinic e Onana acolo, se aruncă. Este final, suntem finaliști, bă. Mergem în finală, tată. 3-0, 6-2 la general. Cu Atletico Madrid, echipa inferioară din Spania, pierde și hai să vedem cu cine vom juca în finală, dar nu înainte de a vedea prestațiile jucătorilor noștri. Au fost dumnezeici jucătorii, fiind comul meciului, două goluri și o pasă de gol. Keita, gol, pasă de gol, a egalat recordul lui Ronaldo. Și în rest, Miranda, 5.6, au, să ai 5.6 în condițiile care n-am luat niciun gol, e rău, e rău, e rău. Vom juca cu... ne zice cu Barcelona. Mamă, mamă, e frumos. Pentru mine, Barcelona fiind echipa mea favorită, este frumos. Chiar îmi doream, de ce să mănânc căcat, chiar îmi doream să dăm de Barcelona. Și ultima simulare a sezonului, băieți, ultimul meci din campionat cu Burnley. Așa că haideți să vedem, să sperăm că trecem noi cu o victorie 1-1. FC Barcelona, cine mai e la Barça de la început? Ia să vedem. Ansu Fati, 89 overall, mi se pare că e al doilea goalgetter în Champions League după Keita. Deci el e probabil pericolul principal. Ilia Sakoma, 82 overall în atac, atât? Wait, Ansu Fati și... Gonzalo Ramos, Openda și Ferran Torres încă a rămas, ferească Dumnezeu. Benacer 86. Ciu Carnici, nu te cred că dăm de Carni, bă, povestea asta e incredibilă, bă, se scriu, v-am zis, se scriu singure poveștile, este incredibil așa ceva. Carniciu cu Emeka este la Barcelona, mă, și noi l-am cumpărat înainte, bă, jur că nu știam și nici n-aveam de unde să știu că o să picăm cu Barcelona, dar este incredibil așa ceva. Carniciu cu Emeka la Barça, cine mai joacă Gomez, incredibil, Frenkie de Jong, evident, Gravenberch, mamă, dar nu cred că va juca Ciucu Emeka la ce au ăștia pe aici. Wesley Fofana în apărare, Teo Hernandez, 90 overall, Jules Koundé 89, mamă ce apărare, mamă ce apărare, Kalulu 85, Fofana 86 și în poartă Ter Stegen încă. Și Ramsdale. Ei bine, este timpul pentru finală, băieți. Ultimul meci din această serie. Jucăm pe stadionul celor de la Tottenham, nu te cred. Și Barcelona joacă cu Ramsdale în poartă, nu cu Ter Stegen. Hernandez, Fofana, Koundé, Kalulu, Gomez de Jong, Gravenberch, Ilia Sakomah, Ramos și Ferran Torres fără Ansu Fati, care este golgheterul, e al doilea în clasamentul golgheterilor, a dat vreo 10 goluri în acest sezon de Champions League. Mult, foarte mult. Scăpăm însă de Fati, ceea ce e bine. Hai să înceapă finala, băieți. Suntem pregătiți de un final legendar de serie. Primul sezon de UEFA Champions League, poate să vină trofeul și să încheiem această serie glorios. Ar fi minunat. Să sperăm că vom reuși să îmbate echipa mea de suflet, Barcelona. Iată cine primește Tifo, geniul portughez, băieți, geniul portughez. Este cel care primește ovațiile fanilor noștri. Suntem pe stadionul celor de la Tottenham și iată trofeul mult râvnit acolo. O să scrie Crowley Town pe trofeul ăsta.
Ascultați ce zic. Superb. Mamă, Barcelona care nu mai arată deloc ca Barcelona. Dar haideți să înceapă meciul, ultimul meci al acestei serii. Onana către Jankovic, Jankovic către Iusu Keita, care nu scapă acolo, îl oprește Koundé. Apărarea ăstora este absolut fantastică. O să avem probleme mari să trecem de cei doi fundași centrali. Fiindcă acum la balon, pasă către Monteiro, genul portughez poate să scape sau să arunce o minge acolo foarte bună către Balde. Balde, hai cu o centrare bună data asta, a fost un jucător al Barsei, centrează prin spatele liniei. Superb. Onana, pasă bună, se duce Bradley Fink foarte bine, l-am văzut. L-am văzut, centrează fantastic către Iusu Keita, care bate. E offside? E offside. Este offside. Ha! Tușierul la limită. Bă, băiatule, la limită acolo offside, incredibil. Tiki-taka Barcelona, Barcelona tiki-taka, Frenkie de Jong pasă către Theo Hernandez, luat pe sus de Max Aarons, briliantă intervenție. Și este Jean-Claire Todibau, un alt fost jucător al Barcelonei. Avem, au trecut jucători care au fost pe la Barça prin echipa noastră, l-avem pe Balde, Todibau, am avut pe Nico și acum, și acum e momentul! Hai Keita, dai bă Gamiaș, bine bă Keita, este regele Champions League, Mr. Champions League. Mr. Champions League, da, gata. Ronaldo, ai avut destul timp recordul, trebuia să-l bată cineva. Acel cineva este Iusu Keita, l-a tras acolo, a tras Fink după el toată apărarea. Și Iusu Keita primește pasă și ce gol, ce gol superb de finală, aia zic, da. Nu se aștepta Ramsdale să-i dea așa. New competition record of 18 goals. Extraordinar, Iusu Keita scrie istorie și avem 1-0 cu Barcelona. Și frumos de aici, Monteiro, Monteiro, către Iusu, nu, Iusu Keita aproape să marcheze golul 2, Ramsdale însă a fost mare acolo, a fost mare, n-ai ce să zici. Ha. Păcat. La pauză n-o să schimbăm nimic, merge bine echipa, momentan dacă ceva scârție sau cineva obosește foarte tare, abia atunci o să schimbăm. Kalulu, Kalulu centrează, mamă, blochează Todibau, dumnezeiesc acolo, a pus piciorul contra și bagă și curul la bătaie, bravo Todibau, bravo Todibau, mândru de tine, pericol, Frenkie de Jong, fără Maria, bine bă, bine bă. E Ilias, da... Aoleo, greșeală mare! Mama, Ansu Fati intră și deja pune probleme. Și este acolo Rovella care respinge către Iusu Keita. Iusu Keita! Hai mă, Iusu Keita! Nu, 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 nu! Ansu Fati! Tackling-ul lui Miranda, bun! Dar pentru o secundă doar, pericol mare, pericol mare. Trebuie să ne apărăm bine, băieți, vă rog frumos. Nu, 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 Ferran! Ferran, Ansu Fati! Și este gol, Morio! Ce ai făcut, Morio? Ce ai făcut, Morio, acolo? Ce a fost asta? Cum n-ai scos mingea aia? Ha, nu se poate. Ansu Fati intră și schimbă soarta meciului. Gol din primul șut. Zici că e Keita. Incredibil. Hai să vedem o schimbare ceva. Ce putem modifica? Balde nu prea mai poate. Intră Isidoro Castro în locul lui. O să intre și KDB în teren. Jankovic nu prea a prestat în meciul ăsta. Și momentan atât. Frenkie de Jong și acum Gonzalo Ramos. Pasă, este însă Miranda, fenomenal. Rovella, pasă, pasă, pasă. Frumos, scăpăm aici, trebuie să scăpăm aici. N-avem cum să nu scăpăm și nu scăpăm. Că e Theo Hernandez, ce apărare are Barça. Extrem de dificilă apărarea asta. Acum a intrat și Ansu Fati, au și atac. Pericol mare. Ce să zic, trebuie să marcăm neapărat, trebuie să marcăm neapărat, Keita, pasă aia firar măta dracu, dar trecem aici, Bradley Fink, luptă-te Bradley, pasă, este Monteiro, bine bă băiatule, bă Monteiro, geniul portughez, minutul 81, este 2-1, geniul portughez prins de coechipieri, extraord, ce celebrare bă, ce celebrare dumnezeiască pentru... Acest gol, geniul portughez, a primit tifo de la fani. Va intra și Kvara pe final locului Fink. Primit tifo de la fani și demonstrează, tată, că este geniu adevărat. S-a dus acolo, s-a desprins și este 2-1 pe final de meci. Haide, Kvara, intră și tu, vârf vei juca. Frenkie de Jong, bine acolo Miranda. Bă, final de sezon extraordinar făcut de Miranda.
Este acum geniul portughez încă o dată la balon. Este Monteiro! Doamne, ce degajare! O să intre Gordon pe final, mă. Și știți cine o să mai intre pe final, mă? O să intre Chukwuemeka. Aia zic. Să-i punem așa, hai că punem așa. Îl punem în vârf pe Chukwuemeka, că e mai înalt. Gordon și Chukwuemeka, bă. De la jucători în Liga 4 la câștigător de Champions League. Să sperăm. Se fac schimbările, băieți. Și au intrat băieții mei. Trebuie doar să jucăm safe, să ținem de minge și să dăm un gol cu Chukwuemeka. Ar fi fantastic. Sau o pasă de gol cu Chukwuemeka. Kvaraș Kelian scrie din pasa lui Caleb Chukwuemeka. Bă, a intrat Chukwuemeka, a dat pasă de gol în finala Champions League. Asta numesc o carieră reușită, băieți. Suntem câștigătorii Champions League. Nu ne mai trebuie nimic. Ce mai vreți de la viață, băieți? Ce mai trebuie? Nu mai trebuie nimic. Un final legendar de serie. Pentru o serie legendară, finalul nu putea să fie decât legendar. Cu o victorie cu Barcelona în Champions League. Extraordinar. Câștigăm mărețul trofeu, băieți. În prima apariție a noastră în Champions League. Un parcurs extrem de dificil după ce ne-am chinuit groaznic cu PSG. Reușim să trecem. Ne-am creat o echipă dumnezeiască aici. Acești jucători care au tot trecut pe la echipă. A venit mai întâi Chukwuemeka, Dom Telford, unul dintre cei mai buni jucători din această serie. A venit Bradley Fink la echipă. Am avut o grămadă de jucători. Am avut pe Nico. Am avut o grămadă și o grămadă de jucători. Aurela Mendă, Gordon, Chuku, fratesul lui Chuku. A fost o nebunie totală această serie, băieți, și vă mulțumesc din tot sufletul că am putut să împart această experiență alături de voi. Mulțumesc că sunteți aici, dar iată, el este Morio. Cel mai bun portar pe care l-am avut vreodată, lângă cel mai bun atacant pe care l-am avut vreodată. Amândoi în aceeași serie, incredibil așa ceva. Record după record bătut de Keita. Cel mai bun marcator dintr-un sezon de Premier League. Cel mai bun marcator într-un meci de Champions League. Cel mai bun marcator din Europa League. Cel mai bun marcator din Champions League. Și câte ori mai fi fost. Câte ar fi putut să mai fie dacă nu se accentua atunci pentru 7 luni. Am avut de toate în cariera asta. Am avut dramă, am avut fericire, am avut tristeți. Am avut de toate, de toate, de toate. O carieră legendară, băieți. Legendară. Bravo, tată. Ce final! Un final mai bun ca ăsta nici nu se putea. Este finalul perfect pentru această poveste a celor de la Crawley Town. Minunat! Pur și simplu minunat! Sunt mândru de această carieră și e una dintre preferatele mele de departe. Iar omul final este Kvaraș Kelia, care a intrat și a dat gol. Dar Chukwuemeka a intrat și la pasă de gol. Mai șmecher dacă mă întrebați pe mine. Prestații bune de la toată echipa. Iș Jankovic nu prea a jucat, dar nici De Bruyne n-a jucat după ce a intrat. Și haideți să vedem și o mică statistică a sezonului. Nu o să-i mai luăm pe fiecare în parte. Doar ne uităm la cei mai importanți. Adică Morio, care are 6.68 medie. Portarul de legendă, de poveste. Și hai să vedem cine este goalgetter, asta mă interesează. Keita, 49 de apariții, 42 de goluri și 12 asisturi. Incredibil, încă o dată, he did it again, peste 40 de goluri într-un sezon și 12 asisturi să pună capac. Fabio Monteiro, 20 de goluri, 11 asisturi, cel mai bun sezon al lui Monteiro de când a venit la echipă, a crescut și 4 puncte, 93 overall, incredibil. Bradley Fink a venit și a intrat perfect în echipa noastră, băieți, însă aici sunt și meciurile, dar bine, golurile cred că sunt numai pentru echipa noastră și asisturile, cred că doar meciurile per total se pun și cele de la Everton, dar în total are 12 goluri și 10 asisturi. Cred că sunt și cele de la Everton totuși. Sau poate nu. Kvara, 9 goluri, 6 asisturi pentru Kvaradona. Jankovic, 7 goluri, 4 asisturi. Makar Papa, 5 goluri și 1 asist în 16 apariții. Deloc rău. Todibo, 3 goluri, 3 asisturi pentru fundașul central. Rovella, 3 goluri, 3 asisturi. Cât Todibo.
De Bruyne 3 goluri, 2 asisturi, aproape cât Rovella, doamne, în 10 meciuri doar. Rovella 4-7, by the way. Dar note mici prin apărare, na, asta este. Dar oricum, bă, ce sezon am avut și ce serie am avut. O să facem, probabil o să facem două poluri, mă gândesc. În care... what? Balde 15 asisturi? Este liderul la asisturi? Da, are cele mai multe asisturi, Balde. Niciun gol, dar 15 asisturi. Bravo, Balde. Bravo. O să facem două poluri probabil cu jucătorul sezonului ăstuia. Sau cred că îl facem direct pe ăla cu jucătorul serii, că nu mai are rost. O să-mi fie greu să aleg 5 jucători pentru a vota. Doar 5 jucători în această serie cu atâția jucători extraordinari pe aici. Dar o să mă chinui să găsesc cei mai buni. Puteți să-i recomandați voi în comentarii, că o să fac polul după ce postez acest clip. Dar gata, băieți, asta a fost cu Crawley Town. Am câștigat UEFA Champions League. Gata, asta a fost. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Terminăm o serie după atâta timp în care n-am mai făcut acest lucru. Vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea. Aș aprecia acolo un like. Și ne vedem data viitoare la o nouă serie, la o nouă carieră. Cu cine? Rămâne de văzut. Peste o zi, două, trei, nu știu când o să vină. Dar o să vină. Vă pup, pa!